Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la știrile Accent TV, iată care sunt titlurile zilei. Tânăr de 26 de ani acuzat de violență în familie. Stadion nou la Rovinari. Echipa de basket nu are acces în sala sporturilor. De 26 de ani din orașul Târgu Cărbunei s-a ales cu dosar penal după o ceartă cu una dintre rude. O femeie de 44 de ani a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a cere ajutorul polițiștilor în urma unui conflict pe care l-a avut cu nepotul său. În urma primelor cercetări efectuate de către angajații MEAI s-a constatat faptul că în urma altercației dintre cei doi, femeia a suferit rând la mâna stângă, însă nu a solicitat îngrijiri medicale. În cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 44 de ani din comuna Scoarța cu privire la faptul că ar fi avut un conflict cu nepotul său, în vârstă de 26 de ani, din aceeași localitate. Din primele cercetări efectuate de poliții, s-a constatat faptul că femeia s-a deplasat la domiciliul mamei sale, din aceeași localitate, și în timp ce a intrat în locuință, nepotul său a împins-o pe scări, lovindu-se la mâna stângă. Femeia nu a solicitat să fie transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosarul penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Trei bărbați din orașul Turceni au fost prinși de polițiști în timp ce transportau mai mulți arbori pentru care nu aveau documente. Unul dintre cei trei bărbați a fost surprins de polițiști pe raza satului Brănești, în timp ce transporta cu un atelaj mai mulți arbori din specia salcâm, care nu prezentau marcă silvică. Alți doi bărbați din aceeași localitate au fost depistați de polițiști transportând patru salcâm care, de asemenea, nu prezentau marcă silvică. De ieri, polițiști din cadrul poliției orașului Turceni, împreună cu reprezentanții ai ocolului Silvic Turceni, au depistat pe raza satului Brănești în flagrant delict un bărbat în vârstă de 42 de ani din localitate, care transporta un atelaj mai mulți arbori de esență salcâm. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere ilegală și sustragere de material lemnos, conform legii numărul 46/2008, republicată privind codul Silvic. Tot în cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul poliției orașului Turceni au depistat în flagrant delict pe raza satului Brănești doi bărbați de 61 respectiv 40 de ani, ambii domiciliați în orașul Turceni, care transportau cu un atelaj mai mulți arbori de esență salcâm. Din primele verificări efectuate de polițiști, aceștia au stabilit faptul că în cursul zilei cele două persoane au tăiat un număr de 4 salcâm ce nu prezentau marcă silvică, cu diametrele la cioată cuprinse între 16 și 18 cm, la solicitarea unui alt bărbat din localitate de pe un teren proprietate privată a acestuia, aflat în fața fondului forestier de pe care urma să-i transporte la domiciliul său. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere ilegală și sustragere de material lemnos, conform legii numărul 46/2008, republicată privind codul silvic. În ambele cazuri, materialul lemnos a fost confiscat și au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere ilegală și sustragere de material lemnos. La fabrica de centuri de siguranță de la Rovinari vor lucra în total 1200 de oameni. Până în momentul de față au fost încadrate 350 de persoane. De asemenea, la Rovinari au ajuns alte 500 de solicitări pentru un loc de muncă la fabrica respectivă. Edilul din Rovinari a precizat că în total investitorii au anunțat că vor încadra până la 1200 de persoane din oraș și din localitățile învecinate. Până în 2020 vor fi angajate aproximativ 1200 de persoane. Cei care doresc să lucreze pot să vină la sediul primăriei să depună CV-uri. Avem noi aici CV-uri decât să le completeze cu datele dumnealor. Centrul de recrutare își va deschide porțile de la începutul lunii martie și toți oamenii care își depun CV-uri vor fi sunați, vor fi puși într-o bază de date și vor fi chemați pentru a susține un interviu pentru un loc de muncă. Fabrica se va deschide pe 24 mai anul acesta. Nu vor putea fi angajați toți oamenii, vă dați seama, în primă etapă, pentru că este foarte greu, pentru că vor trebui aduse linii, dar treptat vor fi chemați oamenii la interviu, vor face cursul de formare și vor avea un loc de muncă stabil. Inclusiv de la Târgu Jiu au fost depuse 150 de cereri pentru un loc de muncă. Fabrica ar trebui să funcționeze din această primăvară. Peste 1400 de semnături au fost strânse în doar câteva zile pentru montarea unor echipamente de protecție la trecerea la nivel de cale ferată de la fosta Vicola Târgu Jiu.
Semnăturile au fost colectate de către consilierul local din Țiclen, Constantin Brănescu. Acesta a inițiat o petiție online semnată de peste 1000 de persoane și a strâns și semnături pe tabele. Toate semnăturile vor fi trimise autorităților locale, județene și companiei CFR. La trecerea de cale ferată respectivă și-au pierdut viața mulți gorjeni în ultimii ani. Este vorba inclusiv de navetiși care veneau de la Țiclen la Târgu Jiu. Orașul Rovinari este foarte aproape de o investiție importantă. Este vorba de un stadion care va putea găzdui și meciuri de Ligă Secundă. Capacitatea noii arene va fi de 2000 de locuri, iar în interiorul obiectivului se vor construi vestiare, săli de recuperare sau săli de antrenamente. Edilul Robert Filip a declarat că proiectul se va face prin Compania Națională de Investiții. Suntem prinși pe sinteză la Compania Națională de Investiții. Avem de trimis foarte puține documente ca să poată fi făcută următoarea procedură, fiind foarte îndreptățit să primim acești bani, deoarece Clubul Jiu Rovinari 2016 are la ora asta cei mai mulți copii raportați la numărul de locuitori din Oltenia. Adică noi avem la cele mai multe secții de fotbal, sunt aproximativ 260-270 de copii doar la fotbal. Avem 100 de copii la secția de tenis și aproximativ 100 de copii la secția de box. Investiția s-a ridicat la peste 1,5 milioane de lei. Echipa de fotbal Jiu Rovinari 2016 evoluează în Liga a 4-a. Spectacole și expoziții de pictură susținute de secțiile externe ale Școlii Populare de Artă vor fi organizate începând cu data de 21 februarie în mai multe localități din Gorj. În data de 21 februarie, salonul de iarnă va avea loc la Bumbejiu, urmând ca pe 22 și 23 februarie spectacolele să fie susținute la Pade și Novaci. Tot pe 22 februarie, clasa profesorului Ion Drăgan va susține un spectacol de prezentare. În câteva zile vor avea loc manifestările Școlii Populare legate de salonul de iarnă al artelor populare. El a debutat deja, dar în zilele următoare vom avea manifestările de la Bumbejiu pe 21, pe 22 avem același salon al artelor populare la Padeș și pe 23 la Novaci. În același timp, pe 22 februarie, clasa domnului profesor Drăgan va susține un spectacol, nu un spectacol concurs, este un spectacol al clasei, o audiție a clasei dumnealui. Iar pe viitor, dacă veniți la noi, o să vă mai enumerăm celelalte manifestări pe care Școala Populară le va susține în zilele de la începutul lui martie și pe parcursul lunii martie. Reprezentanții Școlii Populare de Artă au declarat că și luna viitoare vor fi organizate evenimente prin care să fie marcate zilele de 1 și 8 martie. Noi contre apar pe linie politică de această dată între Marcel Romanescu și cei doi viceprimari ai municipiului Târgu Jiu. Edilul îl acuză pe Adrian Tudor că în 2017 l-a sabotat pe Aurel Popescu la alegerile locale. Primarul municipiului îl acuză pe Adrian Tudor că nu știe să facă altceva decât să blocheze activitățile de care se ocupă și să tragă scaune. Edilul a făcut referire la campania electorală din 2017, atunci când Aurel Popescu a candidat pentru fotoliul de primar. De ce nu mai aveți încredere în Adrian Tudor? Dacă credeți că am avut vreodată. Acum e o glumă să ai, dacă ajungi vreodată să ai încredere în Adrian Tudor, înseamnă că ai nebunit, iar eu n-am nebunit. Deci într-un astfel de om nu poți să ai încredere, pentru că sunt foarte multe elemente. Că nu am probe. E clar, dar sunt foarte multe elemente care m-au determinat în timp să-mi dau seama că de fapt nu face altceva decât să blocheze activitatea, nu să facă ceva în privința activității care se desfășoară în primăria municipiului Târgu Jiu. Așa a fost obișnuit permanent să tragă scaun. L-a tras la Aurel Popescu. Na, nu eram eu atunci cu dânsul în partid și nu o să fiu niciodată cu domnul Adrian Tudor în aceeași formațiune. În 2017 l-a ajutat pe domnul Aurel Popescu. Da, asta e viața acum. Adică v-a sabotat. Pe mine nu. Sau activitatea. Nu, a început prima dată cu Aurel Popescu, după aceea a ajunsese la mine, dar eu nu sunt Aurel Popescu, sunt totuși primarul municipiului Târgu Jiu și știu să mă feresc. Aveți o altfel de relație, de colaborare cu domnul Aurel decât cu domnul... Sigur, nu se poate. Nu se poate face comparație între cei doi. Domnul Aurel Popescu este un om responsabil. Este un om responsabil cu care poți să stai de vorbă. Lăsând la o parte micile noastre frecușuri de zi cu zi sau din ședințele de consiliu local, este un om care primește o sarcină și care încearcă să facă tot ce poate să o ducă la bun sfârșit. Nu există element de comparație. Nu există. Aurel Popescu e un om care, până la urmă, a demonstrat în alegeri. Adrian Tudor n-a demonstrat decât în familie, cu nașul. Atât. În replică, Aurel Popescu a declarat că Romanescu nu face altceva decât să încerce să dezbine și că atitudinea acestuia lasă de dorit. Era o zicală care circula în popor. Întotdeauna
Hoțu are un păcat și Păgubașul are o grămadă, pentru că Păgubașul e cel care tot încearcă să dea vina pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Sau mai putem merge și pe varianta cealaltă, dezbină și stăpânește. Se încearcă o dezbinare între noi, e cât se poate de vizibil, în ceea ce mă privește sau în ceea ce ne privește. Nu am mers niciodată pe discreditarea nimănui, întotdeauna am apreciat fiecare contracandidat sau orice contracandidat pe care l-am avut în competițiile politice pe care le-am avut de-a lungul timpului, de-a lungul anilor. Tocmai de aceea nu mi se pare o atitudine corectă față de un coleg, pentru că vrea cineva sau nu vrea să înțeleagă acest lucru, suntem cu toții colegi în această primărie, suntem cu toții colegi în această instituție, trebuie să mergem mai departe împreună pe drum, că vrem sau nu vrem, trebuie să fim responsabili față de cetățenii municipiului Târgu Jiu, care în 2016 și în 2017 au pus ștampila pentru ca cineva să conducă destinele acestei cetăți. Este responsabilitatea conducătorului în totalitate dacă cineva duce sau nu duce la bun sfârșit anumite lucruri. Popescu susține că Adrian Tudor este pregătit să facă față oricărei funcții și că până la urmă factorul decizional cu privire la viitorul primar rămâne electoratul. Cu Adi Tudor mă înțeleg bine. Adi Tudor este un coleg bun, un coleg de partid foarte bun. Poate fi sau este pregătit pentru multe funcții sau multe poziții în diferite instituții și în diferite domenii și cred că poate face față multor provocări și va face față cu siguranță multor provocări în anii care urmează. Rămâne să vedem ce va spune electoratul și să încercăm să găsim soluții mai corecte, fără să jignim și fără să devenim ironici. Ideea asta cu sabotatul și cu sabotorii deja este perimată, deja nu mai place publicului. Cred că ar trebui găsit un alt termen. Privire la alegerile locale din 2020, PSD Gorj nu a făcut public rezultatul primului sondaj intern. ACS Târgu Jiu are probleme înaintea confruntării cu CSM Miercurea Ciuc. Echipa de basket nu se poate antrena în sala sporturilor, iar meciul ar putea avea loc în școala Voievod Litovoi. Antrenorul Claudiu Alionescu a dezvăluit că trupa gorjeană nu s-a mai pregătit în sala sporturilor de 3 săptămâni din cauza problemelor legate de plata utilităților și a chiriei. Meciul cu formația din Harghita este considerat cel mai important al sezonului. Urmează poate cel mai important meci pentru noi din această parte a campionatului, de care depinde mare parte și realizarea obiectivului. Starea din punct de vedere sportiv este una bună. Băieții sunt concentrați, ne-am pregătit foarte bine în aceste două zile, însă în continuare avem probleme din punct de vedere administrativ. Nu am mai putut să facem antrenament polivalent în ultimele 3 săptămâni și sper ca măcar meciul să-l putem disputa acolo. Sunt acele probleme legate de plata utilităților și a chiriei. Din ce am înțeles, nu au fost rezolvate până la ora actuală și astfel suntem nevoiți să ne antrenăm pe unde putem și la ore total neconforme. Alionescu a mai spus că echipa nu a avut unde să se pregătească la ore normale. Partea de management trebuie să se ocupe de acest aspect, însă am declarat-o și lor, le-am spus și băieților, nu este posibil ca în săptămâna celui mai important meci noi să ne putem pregăti numai de la ora 21 când am găsit o poziție liberă la Litovoi. Este total împotriva orice înseamnă pregătire a unui meci, însă cu toate acestea băieții dau dovadă de caracter, se pregătesc foarte bine așa cum spuneam și sper eu ca la sâmbătă să putem să încurunăm această pregătire și acest sacrificiu și cu o victorie. O decizie finală în ceea ce privește locul de disputare al meciului cu CSM Miercurea Ciuc va fi luată joi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Eu sunt Ana Maria Iang. Vă mulțumesc pentru atenție. Seară frumoasă!